Bine ați venit la cel de-al doilea episod din seria de psalmi intitulată Iisus în fiecare psalm, o călătorie hristologică de-a lungul cărții psalmilor. Data trecută ne-am uitat la psalmul 18, iar azi vom continua și ne vom uita la psalmul 20, pe care l-am supranumit Rugăciune pentru victoria împăratului Mesia. În primul rând, vom citi textul psalmului, după care, cu ajutorul meditației scrise de Christopher Ashe, vom explora modul în care acest psalm vorbește despre Domnul Iisus. În cele din urmă, vom cânta acest psalm interpretat de grupul Comorile Harului, după versificarea fratelui Traian Dorz și melodia fratelui Nicolae Moldoveanu, așa cum se găsește în harfa cântările psalmilor. Psalmul 20. Pentru dirijor, un psalm al lui David. Să-ți răspundă Domnul în ziua necazului, să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov, să-ți trimită ajutor din lăcașul cel sfânt și să te sprijine din Sion, să-și amintească de toate darurile tale de mâncare și să primească toate arderile tale de tot. Sela. Să-ți dea după plăcerea inimii tale și să-ți împlinească toate planurile. Atunci ne vom bucura de biruința ta și vom înălța numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ți împlinească toate cererile. Acum eu știu că Domnul îl izbăvește pe unsul său. El îi va răspunde din cerul său cel sfânt, prin isprăvile de mântuire ale dreptei sale. Unii se bizuiesc pe care, alții pe cai, dar noi ne bizuim pe numele Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și stăm în picioare. Doamne, izbăvește-l pe rege. Răspunde-ne când te chemăm. Amin. Iar acum vă invit să explorăm modul în care acest psalm își găsește împlinirea în Domnul Iisus. Psalmii 20 și 21 se potrivesc de minune în această formulă apropiată. În psalmul 20, poporul se roagă pentru împărat, iar în psalmul 21 se bucură alături de acesta. Un aspect important de observat este felul în care bucuria și binecuvântarea poporului sunt strâns legate de bucuria și binecuvântarea împăratului său. Acești psalmi reiterează cu putere cât de profund este și ce înseamnă a fi în Hristos, împăratul nostru. În versetele 1 la 5 ne rugăm pentru cineva. În versetul 9 ni se spune că împăratul este acela pentru care ne rugăm. Probabil versetul 9 ar trebui tradus în felul următor: Doamne, dă victorie! Fie ca împăratul să ne răspundă atunci când strigăm. În acest caz, împăratul, ale cărui proprii rugăciuni sunt ascultate, conferă Ioan 11 cu 41 la 42, ajunge să fie cel ce răspunde la rugăciunile poporului său. Această rugăciune nu este în primă instanță o rugăciune pentru binecuvântarea ta sau a mea personală, ci pentru ca Dumnezeu să reverse binecuvântările sale asupra împăratului. Am putea sumariza versetele 1 la 5 spunând că ne rugăm ca rugăciunile împăratului să fie ascultate.
Vrem ca Dumnezeul legământului să îi răspundă, vezi versetul 1 și 2, să îi primească arderile de tot, versetul 3, adică să îi audă rugăciunile, acesta fiind rezultatul unei relații bune cu Dumnezeu prin jertfă. Mai apoi ne rugăm să îi dea după plăcerea inimii sale, versetul 4, cu alte cuvinte, conform rugăciunilor rostite. Și apoi, în versetul 5, ne rugăm să-i împlinească toate planurile. Cunoaștem faptul că împăratul se roagă încă din psalmul 2, de la 8 la 9, unde Dumnezeu Tatăl îl invită să se roage pentru a cuceri și stăpâni peste pământ. Aceasta este rugăciunea pe care tânjim să o vedem în sfârșit ascultată. Atunci când împăratul va domni peste pământ, noi, poporul său, vom fi umpluți de bucurie. Vezi versetul 5. Victoria lui este desfătarea noastră. În versetele 6 la 8, suntem invitați să ne alăturăm lui printr-o expresie de încredere. Citez: acum eu știu. Închei citatul. Dar ce știm noi, de fapt? Știm că psalmul 2 este adevărat, că Dumnezeul legământului dă victorie, izbăvire sau mântuire unsului său, împăratului uns, lui Mesia sau Domnului Isus, potrivit psalmului 2 și psalmului 18. Și în aceasta ne punem încrederea, nu în forțe omenești. Imaginea evocatoare a carelor trase de cai, după cum apare în Exod 15 de la 1 la 18, ci în numele revelat al Dumnezeului legământului, care a promis încă din psalmul 2 că Mesia va domni peste pământ. Acest lucru are un impact uriaș asupra noastră, deoarece atunci când El va învinge, iar vrăjmașii lui vor cădea, noi ne vom ridica și vom sta în picioare. Vezi versetul 8. Și astfel, rugăciunea de început din versetul 1, care spunea, citez, să-ți răspundă Domnul, devine rugăciunea din final. Vezi versetul 9, unde spune, fie ca El să ne răspundă când îl chemăm. Noi ne rugăm ca rugăciunea împăratului să fie ascultată, adăugând aminul nostru la rugăciunile sale. Rugăciunea psalmului 20 a fost ascultată în mod irevocabil prin întruparea, viața, minunile, învățătura și victoria supremă a Domnului Iisus, odată cu moartea, învierea și înălțarea sa la cer. Și totuși, încă așteptăm finalul acelei victorii, când rugăciunea împăratului va fi pe deplin ascultată, când toți dușmanii vor fi puși sub picioarele sale, moartea, ca ultim dușman, va fi distrusă, iar el îi va supune toate lucrurile tatălui său. Vezi 1 Corinteni 15, de la 24 la 28. Psalmul 20 exprimă pentru noi, acum, tânjirea aceasta după victoria finală a lui Isus. În continuare, vă invit să cântăm acest psalm, aducându-ne aminte că împăratul nostru, Isus, Mesia, mai marele cântăreților, este Cel care ne conduce în această rugăciune pentru victoria sa finală. Să te asculte, Domnul, ziua de necașe strântorare, și să-ți ocrotească viața purul nume.
Său mare, Dumnezeul lui Israel, cu al Său nume sfânt și mare. Să-ți trimită ajutorul din înălțimea lui cerească, cu puterea lui cea mare din Sion te sprijinească. Dumnezeul lui Israel din Sion te sprijinească. Să-ți dea Domnul totdeauna inima ce-o să-ți dorească, planurile tale toate Domnul să ți le împlinească. Dumnezeul lui Israel, ruga ta s-o împlinească. Se vizuiesc în lume, pe-al oricai și pe-al oricare. Noi ne vizuim pe Domnul și pe numele Său mare. Dumnezeul lui Israel, pe-al Tău nume sfânt și mare. Se-ntoaie cap și nimeni, niciodată nu-i ridică. Noi rămânem în picioare, neclintiți și fără frică. Dumnezeul lui Israel, stăm cu tine fără frică. Scapă-ți, Doamne, credinciosul, orice când o să te cheme, și-mi ascultă rugăciunea și împlinește-o orice vreme. Dumnezeul lui Israel, împlinește-o orice vreme.